Avem doar 6 milioane de persoane care s-au vaccinat, iar ritmul a scăzut în ultimele zile. Suntem codași și ne mor zilnic sute de oameni din cauza COVID-19. Cum a reușit restul Europei să țină în frâu o pandemie care a îngenunchiat tot globul, vă spun începând de astăzi în campania Imuni la vaccinare. În timp ce în România vaccinarea bate iar pasul pe loc, Austria se apropie de 70% din populație imunizată. Asta înseamnă o binevenită relaxare pentru sistemul sanitar, dar și restricții, mai puține pentru proprii cetățeni și mai multe pentru turiștii care vin din zonele roșii. Marius Aizune se află la Viena. Marius, bună seara! Cum le-au reușit austriecii această performanță? Bun găsit! Se pare că austriecii au înțeles cumva că rețeta până la urmă pentru a trece peste această pandemie o reprezintă vaccinul. Este și motivul pentru care ei au ajuns acum la o rată de vaccinare de 70% la nivel național. Este poate și motivul pentru care foarte mulți dintre ei au ieșit pe stradă în ciuda vremii de afară și preferă să petreacă mai mult timp afară, ținând cont că au avut aproape 2 ani de restricții destul de drastice impuse aici de către autorități, de către guvern. Dar în același timp, austriecii și foarte mulți din cei cu care am stat de vorbă mi-au spus că ei au avut încredere, pe de o parte, în măsurile impuse de către autorități, dar, pe de altă parte, și ceea ce este și mai important, au avut încredere în medici și în sfaturile pe care medicii le-au dat populației de aici din Austria, și anume, în primul rând, acela de a se vaccina și de a se proteja. Rând pe rând, orașele din Austria ridică restricțiile, iar lumea este mult mai relaxată. Oamenii au înțeles însă mesajul transmis de autorități, acela că doar împreună pot trece prin această pandemie. Este foarte bine, lumea este foarte relaxată. Am fost convinși, pentru că ne-au spus să nu aplecăm urechea la conspirații. Adevărul e că eu personal m-am gândit mai mult, dar m-am vaccinat. Pentru că au fost mai blânzi cei din guvern, adică politicul a fost mai blând, n-a impus nimic și când omul a văzut că nu se impune și spune că nu aplicați urechea la conspirații, că noi tot timpul am avut grijă de voi, atunci, bineînțeles că omul s-a relaxat. Oana este medic român în Austria. Are cabinetul la câțiva kilometri de St. Pölten și ne explică rețeta austriacă. La noi se ascultă ce se spune. Nu neapărat că, vai, suntem ca oile și mergem în direcția aia, dar încercăm să vedem partea lucrurilor, partea bună a lucrurilor. Eu cred că și-au respectat medicii. Orice fel de medic. Adică dacă nu avem încredere în ei, altfel cum ne-am tratat? Mergem pentru un concediu medical la medic, dar nu mergem să ne vaccinăm. Nu știu dacă neapărat avem încredere în politicienii de aici, dar avem încredere poate într-un sistem. Un sistem pus la punct din toate punctele de vedere. Așa cum avem, nu știu, încredere să mergem să ne punem Botox, cred că putem să ne facem și un vaccin. Nu cred că acest vaccin a fost făcut, vai, ne protejează total. Numai putem să trecem mai ușor prin boală. Însă, ca peste tot, și în Austria sunt și oameni indeciși sau care nu cred în vaccin și în faptul că acesta ne poate salva. Să nu ajung acolo unde sunt alții. Ceea ce vedem, din păcate, nu crede lumea ce se întâmplă. Eu am avut-o inclusiv pe mama mea 2 luni jumate în spital, în prima fază. Și mi-era teamă să o pierd, neputând nici să mă duc acolo, nici să fac nimic, da? Deci nu mi-aș dori ca ei să ajungă acolo ca să se convingă. Când aud, numai la noi sunt restricții. Nu, peste tot în lumea asta. Peste tot în lume sunt aceleași restricții, numai sunt oameni care nu se supun, care vor să scape odată
și sunt oameni care caută tot felul de scuze. Austriecii nu au căutat scuze, ci soluții și le-au găsit. Au câteva mii de cazuri noi, zilnic, însă extrem de puține persoane ajung pe un pat de la ATI. În plus, numărul celor care mor din cauza COVID-19 a coborât la 10-12 persoane în fiecare zi. În plin val 4 al pandemiei, pentru alții cei drept, austriecii însă respiră un aer de speranță și optimism. În momentul acesta, masca nu mai este obligatorie pe stradă și speră ei ca de Crăciun, târgurile și petrecerile, cel puțin de aici, din centrul Vienei, să fie un motiv cu adevărat de sărbătoare. Dar nu au fost deschise șampaniile, iar parte din restricții rămân. Hello, you have COVID test? Hello, sir. Yes, I have. Just a second. It's on the phone. This one. Thank you, sir. După aproape 2 ani de pandemie, Austria a numărat peste 8.000 de morți și peste 900.000 de îmbolnăviți. Acum însă privesc optimist spre 2022.